BC Timișoara e de neoprit în campionat. Lei din Banat au mușcat și din dinamoviști și au ajuns la o 11-a victorie consecutivă. Alvioleții au învins trupa din capitală în deplasare cu 101-85 și au acum 2 puncte avans în clasament peste locul 2 ocupat de Sibiu. Bănățenii au început în forță meciul cu Dinamo și au câștigat primul sfert cu 30-17. Arci și compania s-au relaxat însă în actul 2 și le-au permis dinamoviștilor să se apropie la doar 6 puncte înainte de pauza mare. După ieșirea de la cabine, timișorenii au forțat în atac și au câștigat sfertul 3 cu 21-18. Ultimele 10 minute au fost tot ale alvioleților. Trupa de pe Bega a făcut legea în teren și a mărit constant diferența de pe tabelă până la un scor final de 101-85. La fel ca și în meciul cu CSU Sibiu, cel mai bun om al timișorenilor a fost Zlatko Jovanović cu 21 de puncte și 7 pase decisive, urmat de Dominic Arci, 17 puncte și 11 recuperări, și Branko Ciuic, autor a 16 puncte. De la Dinamo, Durham și Brown au marcat fiecare câte 22 de puncte. Alvioleții au rămas în București pentru că sâmbătă au un nou duel în deplasare pe terenul lui Asesov Ploiești. Fosta campioană a României are mari probleme de lot după ce Burlaco și Siarto au fost suspendați 2 etape de federație pentru acte de indisciplină pe teren la meciul cu Sibiul. Astfel, timișorenii au șanse mari să se impună sâmbătă la Braz și să continue seria de victorii consecutive.